În zona Câmpul Lungului de Mușcel, în comuna Valea Mare Pravăț, la Nămăiești, există Casa Memorială George Topârceanu. Prin peregrinările poetului, Nămăieștiul rămâne locul unde autorul Rapsodiilor de Toamnă a trăit cea mai fericită perioadă din viață. Cei care vin să afle câte ceva despre poetul Rapsodiilor o găsesc aici, pe post de ghid, pe Mioara Boteanu, o localnică cu doar 12 clase, care aproape toată viața și-a dedicat-o prezentării operei și vieții lui Topârceanu, petrecute la Nămăiești. Afli acest lucru numai dacă femeia îți destăinuie acest detaliu, pentru că altfel rămâi impresionat de bagajul uriaș de informații pe care îl deține legat de opera unuia dintre cei mai mari poeți români. Mai mult decât atât, respectabila doamnă știe pe de rost întreaga opera poetului, putând recita orice poezie scrisă de Topârceanu. Și petrecându-și vacanțele școlare în satul nostru, va cunoaște o educatoare, Victoria Iuga, frumoasa Cotinegriu, Valinta Topârceanu, frumoasa Dolor, fiindcă îi se părea că are trăsături de spaniolă. După perioadă de prietenie se căsătoresc, astfel că această locuință, care a fost a dumneaei, prin căsătorie va deveni proprietatea poetului. Au avut un băiat, pe domnul Gică Topârceanu, un talentat violonist, profesor de muzică la Liceul Pedagogic din Câmpul Mușcel, a murit în 1978, din păcate, fără moștenitori. Din familia Topârceanu a trăit sora cea mică, Alexandrina Topârceanu, 92 de ani, a locuit aici în Nămăiești, un picuț mai în sus, foarte lucidă, plimbă, rață, nelipsită de la această casă memorială mulți ani. Supărările iubirii sunt ca ploile cu soare, repezi, dar cu cât mai repezi, cu atât mai trecătoare. Musafir la mine acasă, fără să-i poftez vreodată, am un șoarec, doi păienjeni, și din când în când o fată. Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană când în sus și când în jos. Un cățel trecând pe acolo se opri mirat în loc. Ah, ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost să ia în spate pe oricine. Ia stai, frate, că e rost să mă plimbe și pe mine. Cugetând așa de îndată, el se piti la pământ, își făcu vânt și deodată zdupă-i sare bivolul în spinare. Ce-ai crezut oare, javră? Au crezut, ai că sunt mort. Coțofana treacă, meargă pe spinare, o suport, că mă apără de muște, de țânțari și de tăuni și de alte spurcăciuni. Pe când tu pot taie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci, bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te duc degeaba în spate. Și-a trecut întâi o boare pe deasupra viilor, și-a furat de prin pănoare puful păpădiilor. Cu acordul lungi de liră i-au răspuns fânețele, toate florile șoptiră, întorcându-și fețele. Căldura glasului și ospitalitatea, dar mai ales informațiile legate de tot ce a însemnat viața poetului, de soția acestuia, pe care nu le găsești în nicio carte de literatură, te fac să-ți dorești să revii. Mioara Boteanu, în vârstă de 61 de ani, păzește și prezintă casa și opera lui Topârceanu de 41 de ani neîntrerupți. Este aici de la 19 ani și, după cum spune, s-a calificat la locul de muncă. Familia Topârceanu a fost o familie numeroasă. Mama poetului a fost căsătorită cu Ion Mateiescu și a avut pe Ion Mateiescu, un talentat sculptor și pictor, și Anicuța. Anicuța Mateiescu a avut doi copii. Domnul Emil Bădălicescu a murit în anul 2000, doamna Silvia Popa a murit acum 2 ani. Ambii au copii cu nepoți, cu strănepoți. Locuiesc în București, dar revin cu plăcere în Nămăiești. Din a doua căsătorie a mamei cu Ion Topârceanu au rezultat 3 copii. Poetul, născut pe 20 martie 1886, Alexandrina, născută în 1889, și Ralița. Ralița a fost căsătorită în Pitești cu un arhitect, Emil Iliant, iar Alexandrina, cum noi localnicii și cum eu am cunoscut-o, îi spuneam domnișoara Titi. A fost logodită, dar în primul război mondial logodnicul i-a murit și dânsa n-a mai vrut să aibă nicio legătură cu nimeni.
A locuit un picuț mai în sus, pe drumul spre mănăstire. O femeie deosebită. După moartea logodnicului și după decesele celorlalți membri ai familiei, dânsa se purta numai în negru. În fiecare zi era prezentă la casa memorială. De la dumneaei am aflat foarte multe lucruri. Aveai ce să vorbești cu dumneaei. N-a avut o școală superioară absolvită, dar faptul că a trăit foarte mulți ani alături de poet, a fost câțiva ani și la Iași, și făcând parte din lumea bună a Nămăieștului și a în alte societăți, se putea discuta cu dânsa aproape orice. Ceilalți membri ai familiei pe care i-am cunoscut și îi cunosc în continuare sunt domnul Bogdan Bădălicescu, Anca Georoceanu, Silvia Popa, care la rândule au copii și nepoți. Dumnealor, chiar dacă nu sunt rude directe, le face plăcere să vină în Nămăiești, sunt niște oameni deosebiți, cu care ai ce să discuți și care îndrăgesc locurile nămăieștene și acum după atâția ani. Cât privește casa memorială, aceasta este o casă veche țărănească, etajată, cu trei camere și un hol, cu cerdac larg în față, veche de mai mult de 100 de ani. Dar urmele anilor nu și-au pus amprenta. Expoziția cuprinde peste 2000 de exponate ce au aparținut poetului sau familiei. La etaj se află camera unde a locuit Opârceanu împreună cu toate obiectele sale, printre care se află și celebrul geamantan evocat într-o cunoscută poezie. Fața de masă, cerguțele de pe fotolii sunt lucrate chiar de mama lui Topârceanu în atelierul din Nămăiești. Începând din această toamnă, îngerul păzitor al casei de la Nămăiești, doamna Mioara Boteanu, va ieși la pensie. Însă turiștii care vor veni să viziteze casa memorială vor avea ocazia să o asculte pe aceasta înregistrată de postul nostru de televiziune Clar TV pe un ecran montat la parterul casei memoriale.